Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ensien. Invitatul meu de astăzi este farmacistul Liana Nemet. Bine v-am găsit! Bună ziua! Iar subiectul pe care l-am ales astăzi este tratamentul oncologic. Mai exact, cum se stabilește un tratament oncologic și ce rol are farmacistul? E o modalitate complexă de stabilire a tratamentelor oncologice. În special, medicul are un rol important în alegerea medicației care se administrează pacienților noștri. Rolul nostru intervine după ce această schemă de tratament este stabilită și ajunge la noi în farmacie. Și anume, ceea ce facem noi în mod particular este o verificare a ei. Adică încercăm să ne asigurăm că medicamentul potrivit este prescris pacientului potrivit, în dozele corecte. Pot interveni diverse greșeli datorită unor parametri biologici care n-au fost luați în calcul sau pur și simplu erori de calcul. Scopul nostru este să verificăm fiecare parametru înainte de a trimite această schemă de terapeutică spre preparare. Noi am mai avut invitați farmaciști și întotdeauna am ținut și am insistat să le spunem telespectatorilor că farmaciștii nu sunt vânzători de medicamente. Nu, nu, este adevărat. Din păcate, ni s-a dus vestea în acest sens. În farmaciile de spital, însă, munca noastră este total diferită. Aici aportul nostru este altfel și încercăm să ne impunem prin cunoștințele noastre, intervenind acolo unde este locul nostru, respectiv la prepararea medicației, la administrarea ei, la diverse discuții pe care le avem cu pacienții asupra efectelor adverse, pentru că de multe ori în cabinetul medicilor pacienții, din cauza emoțiilor, a stresului, nu reușesc să se deschidă și să enumere tot ceea ce experimentează acasă. Și atunci, mai departe, după contactul cu medicul, vine rolul nostru și rolul asistenților, colegii noștri de pe secție. Asta vreau să vă întreb. În ce măsură interacționați cu pacienții oncologici? Din păcate, destul de puțin reușim să facem acest lucru. Intervenim atunci când suntem solicitați, de obicei. Dar, cel puțin la nivelul clinicii noastre, eu zic că am dezvoltat un program destul de amănunțit și rolul nostru este bine definit. Preparăm medicația, ne asigurăm că este verificată înainte de a pleca pe secție și când ajunge pe secție, ne asigurăm că este revizuită și de colegii asistenți. Deci are loc cumva o predare a medicației de la farmacist spre asistent. E foarte important să ne asigurăm că și ei au înțeles ce au de făcut, pentru că fiecare pacient este diferit, iar tratamentele noastre sunt individualizate. Nu mergem pe o modalitate generală de administrare a medicației. Particularizăm fiecare schemă potrivit necesităților pacientului. Lucrați cu substanțe extrem de toxice. Este adevărat. Ce precauții presupun administrarea și prepararea unui tratament? Precauțiile încep din momentul în care medicamentul intră în clinica noastră. Deci încă de la recepție, aceste medicamente trebuie să aibă un circuit aparte. Ele ar trebui să vină și din păcate nu vin de la toți producătorii, ambalate separat în cutii inscripționate cu semnul pericol biologic sau citotoxic, care să ne atragă atenția că în acea cutie există ceva cu risc, cu un potențial risc pentru noi. Din momentul preluării, depozitarea se face separat de orice alt medicament, iar prepararea lor presupune precauții speciale, încăperi special dedicate acestui scop, care trebuie să aibă o dotare diferită și corespunzătoare. Sunt încăperi tampon care să ne ajute să intrăm corect echipați acolo unde se produce efectiv munca cu substanțele citotoxice. E nevoie de o dotare aparte și anume foarte importantă este prezența unei hote cu flux laminar. Această hotă ne permite să lucrăm în condiții de siguranță.
atât pentru noi, cei care zi de zi manipulăm aceste substanțe și care pe termen lung asupra noastră pot avea efecte destul de neplăcute, dar ne ajută să preparăm aseptic medicația și pentru pacienții noștri. Ce face practic această hotă? Această hotă are un sistem special de filtre HEPA. Ea are un flux de aer constant, astfel încât eventualii vapori sau stropi care pot să apară în momentul manipulării flacoanelor să nu ajungă la noi. Ei sunt absorbiți, o parte a aerului este scoasă în afară, iar o parte a aerului este filtrată și readusă în hota cu flux laminar, astfel încât noi nu venim în contact aproape deloc cu ceea ce se întâmplă acolo. Suntem echipați și noi corespunzător, arătăm asemenea cosmonauți de multe ori, avem echipamente care ne protejează de vapori, de stropi, măști, ochelari, mănuși, tot ce trebuie ca să fim în siguranță. Ce pregătire trebuie să aibă farmaciștii și asistenții care intră în contact cu citostaticele? Aici nu putem merge mai departe de legislația din România. Farmaciștii care lucrează în spitale sunt farmaciști care au terminat facultatea de farmacie, eventuale specializări în farmacie generală sau farmacie clinică. Din păcate, nu avem o specialitate de farmacie de spital, așa cum există în alte țări. Iar asistenții de farmacie sau asistenții generaliști au acele colegii tehnice medicale. Și atât? Atât. Deocamdată nu există nimic în plus. Dar știu că cel puțin cei care lucrează aici în clinic au în permanență parte de training-uri și cursuri speciale. Este adevărat. Speciale. Am avut această susținere din partea clinicii. Am reușit să avem o pregătire pe care am făcut-o în afara țării, în centre specializate din Germania. Avem și aceste diplome care atestă pregătirea noastră pe acest domeniu de farmacie oncologică și recent am hotărât să împărtășim și cu colegii noștri toate informațiile pe care le-am asimilat de-a lungul timpului pentru a veni în sprijinul lor. Sunt foarte mulți care nu au acces la informație, nu știu cum să se organizeze la locul de muncă, nu știu ce materiale să solicite pentru a lucra corespunzător și pentru a se proteja ei, pacienții, aparținătorii și toți cei care lucrează în jurul nostru. Formarea aceasta continuă este absolut necesară? Cu siguranță, da. E un domeniu în care lucrurile se modifică într-un ritm extrem de alert și trebuie tot timpul să fii la curent cu tot ce apare nou. Spuneți că sunt personalizate tratamentele. Da. Se prepară la capul bolnavului, ca să zic așa? Nu. Asta este ceea ce evităm să facem și ceea ce încercăm tuturor să spunem că nu este potrivit. Tocmai datorită toxicității pe care manipularea acestor medicamente o are. Strict prepararea lor trebuie să se facă în aceste încăperi special organizate, cu aceste echipamente pe care le impune structura farmaciei de oncologie. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste precizări. Sunt convinsă că oameni care nu au avut tangențe cu domeniul acesta în care lucrați sunt acum mai informați. Sper că am ajutat. Bine, de la noi mai departe toată această protecție trebuie aplicată și pe saloane. Acolo este un alt departament, deja nu mai ține de noi, dar ne dorim ca și mai departe lucrurile să se desfășoare corespunzător, pentru că această contaminare poate să survină și acolo. Vă mulțumim tare mult. Mulțumesc încă o dată. Și eu. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.